Te-ai întrebat vreodată cum Codrinel ar arăta dacă ar fi băiat? Dacă nu e băiat? E băiat, nu? În cazul în care e, dacă ar fi fată? E, acum vei afla prin magia mutilatorului! În caz că nu știi ce e mutilatorul, am făcut-o la tot un episod și cam ăla a fost. Și acum am decis să revin la el, pentru că eu lucrez în Photoshop mereu, așa că de ce nu? Și dacă vă place să dați un like și poate mai facem. Vedem acum cum este chestia asta. Habar n-am nici eu cum iese, ok? În primul rând să scăpăm de această puțulică. De asta seamănă destul de bine cu Codrin. Am terminat cu Codrin, acolo. Asta e Codrinul nostru. Hai să vedem cum a arătat ca fata, șeful. Deși îi par deja ca o fată. Mă gândesc ce pula mea vreau tentă să-i dau. Vreau să o fac blondă? Ne, parcă vreau să-l las brunet așa, ca un gay ce e. În primul rând are fața prea grasă, așa că trebuie să-i facem totul mai micuț. Mai așa, mai subțirel. Ca o fată ce e. Deja mult mai bine. De asta să-l dezalbăstrim din căcatul ăla în care e. Codrine va trebui să facă un mic transplant de păr, dragă. Părul ăsta îți va veni minunat. Capul tău nu aparține acestui păr, aparține lui Codrinelu, da? Și orditoare de păr împuțită. Deja arată de ulterior mai bine, dar... Nu e tocmai ce vroiam deocamdată. A, vom avea o problemă. Ești prea urât și nu merge să selectezi barba. Aceste ciarcăne ne dau bine la cameră, Codrine. Editatul videoului ăsta o să de 10 ani din cauza ta. Pentru că trebuie să te fac frum... Știi cine mi-amintește căcatul ăsta? Ca și fată, e fix asta. E fix asta la sprâncene. Vedeți? E, nici chiar, dar te-ai prins tu, seamănă. Într-un... Bine, asta e frumos și el urât, asta e singura diferență, dar nu se observă. Îmi spune niște bluși. Niște bluși în obhăjo. Fuck! Băteam obraje, nu-i dădeam bluși. Aș vrea să fac realist. Arată drăguț așa! Pula mea știe cum se pune căcatul ăsta, zici că e un indian apaș. De ce fetele își pun? Cum și-l pun? Și-l răspundesc mai mult sau ce? Și fac așa, floj cu fetele. Dracu știe, nenea. Seamănă mai mult cu o fată acum, nu? Nici nu o să-ți dai seama că e băiat. O să-ți bași pula în el fără să te întreb măcar care ar putea fi. Bă, pe partea dreaptă pare ok, pe stânga nu știu ce pula mai greșit la el. Nu știu. Acum zic facem buzele mai mari și mai frumoase. Deși are buze de fată dacă stau să mă uit. Și acum un pic mai roșii. Perfect. Nasul tău, domnule Codrin, acum trebuie un pic modificație pentru că este horribil. Deci dacă te uiți așa și n-ai ști că e Codrin, ai crede că e o fată aproape, dacă mai rezolvăm puțin partea asta oribilă de pe aici, dar... Îmi bă pula, deci iau seama cu fată, ești... Ar trebui să mă fac machior profesionist? Aș scoate mai mult ca din YouTube, asta e sigur. Acum hai să încercăm să-i luăm puțin din căcatul ăsta negru care are pe la... Pulă pe aici. Așa. Și acum lui Codrin să-i dăm niște machiaj negru pe la ochi pe aceea. Avar n-am cum să zice chestia aia. Facem așa niște ochi de aia de pisică. Presupun că ăia sunt cei mai la modă, nu? Ideea este să semene cât mai mult cu el. Să nu schimbăm persoana. Ceea ce e destul de greu, la cât de urât e. Dar cred că pot să fac. Aici e un pic off, dar nu o să observe nimeni. Ai putea să-i pun niște gene de alea. Trebuie să-i fac așa. Hai să căutăm pe gene, în bacul ăla unde desenez gene. Bun, i-am făcut-o unii sprânceană. Perfect. Zici că e un indian acum, perfect. De fapt, oh, mi-a dat o idee, să-i pun o coroniță. Are acum niște ochișori de domnișore. Ce care-i fac cu franceza în pula mea? Nu știu dacă să-i las sprâncenele așa sau nu. Ah, e greu de ales. Dar va alege nu pentru că ești oribil. Am ales un stil mai... cum să-i spun eu?
Mi-era lene să iau fiecare fir în parte, ok? Așa și un fel de păroșenie care vrea să-i scapere pe față. Zici că e un fel de caterpillar, dar pula mea știe cum se zice în română. Omidă. Zici că e omidă. Dar putem șterge din ea un pic așa. Dar arată bine. What the fuck, Yeti? Aproape am avut un coșmar. Aproape. Are fața prea grasă. Ok, arată ca o fată care a avut niște probleme grave cu drogurile. Cred că e din cauza nasului, dău. Că ar fi avut nasul așa micuț. Arată mult mai drăguț. Ce pula mea. Codrine, ar trebui să te gândești la o operație estetică în care să-ți micești nasul. Nu știu dacă e neapărat mare în lungime, dar pe față, dacă vrei să fii vreodată fată, n-o să meargă cu ăla, ok? N-o să meargă, crede-mă pe cuvânt. Vreau să zic că am încercat, dar mai bine că tine n-ar trebui să știe nimeni. Se pune la fete ceva sub ochi? Sau e doar deasupra ochiului tot? Abar n-am cum arată un machiaj de fată, dacă tot să mă gândesc. Machiaj fată. Dar arată așa bine? Cred că e cauza că trebuie să-ți fac negru sub ochi ceva. Nu știu dacă e indicat acest negru sub ochi fetele. Nu așa cu siguranță, dar așa un pica arată mult mai afată. Deci nasul tău e cel mai greu de făcut, Codrine. Și mă jur. Efectiv, orice vreau să fac cu nasul tău, nu iese cum trebuie. Ok, fața ta nu știu ce are de grasă, dar trebuie să o tăiem. Îmi pare rău. Gândește că spune asta un doctor când ești pe sala de operații. Bă, sala de operații, e grav deja. Zicem, bone cheeks, man. Bone cheeks, damn those bone cheeks. Pară pentru de fetele care se uită și te-a gen, a, dar nu e adevărat, nu trebuie să arate așa o fată. Dacă Codrin vrea să fie fată, ba da, trebuie să arate așa. Dacă Codrin nu arată așa ca fată, a ieșuat în viață, ok? A ieșuat, n-are cum să mai recupereze aia. În primul rând, nasul tău nu știu de ce e împuțit. Am încercat să-l mai repar de câteva ori și tot revin la aceeași poziție. Nu știu care e faza cu el. Arată de sute ori mai stupidă. Și acum trebuie să-i fac capul de căcat. Ascultăm un corp de super mega model. Super model hair. Ar trebui să aibă și corpul, nu? Trebuia să iau fața lui Codrin să o pun pe un corp deja făcut. Era, cred că, mai ușor, dar trișam, deci... Trișam oare? Oare? Corpul ăsta te reprezintă, Codrin. N-am cum să nu-l aleg pentru tine. Fuck! N-am cum să-l folosesc. Tu, pula mea, cine spune păr un drum când faci poze? Trebuie să te vădă țâțele. A trebuit să caut nude pentru asta. Pă bune? Asta e Eva Mendez. Pula mea, Eva Mendez. Trebuie să caut naked, asta e. Scuze. Naked, fotomodel. Poți iei alb-negru toate. A, e porn. Am căutat naked fotomodel și mi-era porn. Unde am ajuns cu lumea asta? Dar am găsit una cu țâțele destul de bune pentru... Voi vedeți totul brula, nu? Cred că am să opresc filmarea 5 secunde ca să pot să rezolv... Asta e Halle Berry. Acum vei vedea totul brula vreo 10 ani până pot să dau și laba la foză și apoi să mai și pun pe Codrin. Gata! Aici nu vă spun ce era. A, încă se vede aici, fac. Gata. În primul rând, evident că acest ton de piele nu se va face cu alu Codrin în perfectă stare și armonie. Așa că trebuie să alalbim așa un piculeț. Cu alu Codrin trebuie să mergem super mega alb. Codrin, nu încerca să reziști. Nu poți să scapi de magia Photoshop-ului mutilator. Deja seamănă mult mai mult cu el. Când o să rezolvi să aibă și celălalt umăr, atunci va fi o realizare completă. Cred că voi ciordi din corpul ăsta jumatea asta și o pun pe partea altă să-mi apura de nou. Nu știu ce pula mea mâini mai sunt pe aici, nu știu de unde vin alea, dar, aparent, Codrin arată de sute de ori mai super, hai să-l facem mai galben. De ce ești nesimțit? Eu ce să te fac faimos și frumos. Și tu, cerci să te opui. Dracu, aici e de la tantia dinainte. Pula mea, nici Photoshop-ul nu vrea să mă las, ok? Am să le unesc pe toate într-una mare bucată și am să le rezolv acum. Dă-te puțin, domnule mutilator, ca să încercăm să rezolvăm această inconveniență. Pare o imagine făcută în UDO-urile Pro TV. Adică de căcat. Fuck. Cred că e o iritație de la blână ceva sau de la țâțele care au lipsesc acum. Corbiciu așa, vreau țâțele înapoi. Vreau țâțele înapoi. Aici ce dracu e? Aoleu. Bă, Codrine, ai o gaură în gât sau ce pula mea asta? Mă, las că nu observă nici început. Cine stă se uite la gâtul tău când ai o față așa frumoasă? Fuck. Codrine, nu ți-a arătat țâțele acum. Uh-oh. Mă enervează tenul tău. Tenul tău e un căcat.
Dacă aici e galben și aici e... Și era tanti asta neagră, era neagră în pula mea, Codri. Tu cumva atinsi ai tenul mai negru ca negri. Nu știu cum reușești, dar aparent o faci. Dacă ai avea un vis oribil, cam așa arăta. Hai să încercăm să facem... Cred că am exagerat un pic cu nasul și gura. Un pic, dar atât. Avem o problemă cu oasele astea acum. Acum arată mai normal, cred eu. Și aici cine ne amintește de Steve Taylor? Și cine... Oh, ops! Doar research Steve Taylor. Look at this shit. Trebuie să arate ca o fată normală, Codrin! În sfârșit! Fuck! Și cu un pic de color corection pe aici, așa. Gata, asta e Codrin, dacă ar arăta ca o fată care este de fapt, dar am vrut să vă demonstrez cum arată și cu machiaj. Mi s-a stricat un bec. Dar, acum că știi ce poate ieși din magia mutilatorului și mai doriți să apară altcineva, poate un om la care vă uitați pe YouTube, poate o veretă în România, puteți să lăsați în comentariu mai jos și eu am să încerc să-l mutilez. A sunat greșit, dar te-ai prins. Și dacă se întâmplă cumva și probabil sunteți și fan de lui Codrin, cum sunt și eu, nu este să-l postați pe pagina lui videoclipul ăsta sau cel puțin poza asta care o vedeți acum. Pentru că sunt tare curios să-i văd fața când își vede fața. Te-ai prins? A să postești pe Facebook pozele cu înainte și după. Cred că poate eu trimit personal. Dar fi mai amuzant dacă ar vedea de mai mulți oameni deodată postat căcatul ăsta. Așa, în ce pula mea aș bătut ăsta joc de mine a cilișa pe internet? Și încă o chestie, în caz că sunteți ceva gen zbajul de Codrin sau nu, ok? Sunt fan, e o parodie, luați-o ca atare. Dar, nu te-ați lăsat un comentariu mai jos, cum v-am spus, pe cine să aflați la viitoare și ne vedem episodul viitor. Nu dați un like și un subscribe ca să vă abonați canalul, să veniți unul dintre noi, dintre Alface, Alpaca King Out. Și nu lăsați și un Codrin, subscribe în caz că ne-ați făcut-o până acum, deși e cam imposibil. Alpaca King Out. Bora, caluz! Tudo é caluz!